În general, de când am început eu să miros, să zic așa, telefoanele cu Android, am utilizat Samsung și LG, cam 70%, 80%. Bine, am mai încercat și alte telefoane, mă refer la cele personale, însă am testat și multe. Pot spune că mă pricep la telefoane. Am testat și cele mai scumpe telefoane din lume și cele mai ieftine telefoane din lume. Acum, în acest clip, vă voi explica sau voi încerca să vă explic de ce am ales să trec la OnePlus 6, OnePlus 6 și de ce am renunțat la Samsung sau de ce n-am ales un LG sau de ce n-am ales un Huawei. Telefonul acesta pe care îl vedeți aici costă 2200 de lei și trebuie să recunosc că atunci când am făcut trecerea de la Samsung Galaxy S8 Plus la acest OnePlus 6, OnePlus 6, am simțit mi-a părut puțin rău, aș minți dacă spune că nu este așa, însă mi-a părut rău după, ia să-l deblocăm, mai mult după acel ecran curbat și nimic altceva. M-am obișnuit acum, cam o săptămână, 2 săptămâni mi-a luat până să mă obișnuiesc cu un astfel de display care nu este curbat, însă este tot un AMOLED, un optic AMOLED. Cei de la OnePlus susțin că un optic AMOLED este practic tot un AMOLED, un super AMOLED, însă au umblat ei un pic acolo și au denumit optic AMOLED. Telefonul are notch, l-am dezactivat, haideți să vă arăt un pic cu notch cum arată. Nu-i fac un review acum, deci nu este un review. Vă povestesc un pic despre el și atât, afișare gradație. Și așa arată cu notch. Este un notch pe bun simț, nu este un notch foarte mare, cum întâlnim în cazul lui iPhone X și mai sunt alte telefoane cu notch mare, parcă și Huawei Mate 20 Pro avea un notch mai mare. Trebuie să știți că telefonul se mișcă impecabil, incredibil, nu simt absolut nicio diferență între acesta și cel pe care l-am testat, mă refer la Huawei Mate 20 Pro, ambele rulează impecabil. 2200-4400 acela. De ce costă atât? Vom încerca să aflăm de ce costă atât acela și de ce costă atât acesta. Margini laterale exact cum îmi plac mie, aproape inexistente și jos și lateral și sus, sticlă față, sticlă spate, două camere foarte bune în ciuda anumitor guri rele care spun că sunt așa și așa, ba nu, sunt două camere foto foarte bune. Peste Sony Xperia XZ3, peste Pocophone, peste S8 Plus, bine, peste S8 Plus este și la capitolul funcționare. De ce am pus acest prosop aici? Este prosopul cu care șterg eu telefoanele. Acesta pur și simplu se umple de amprente numai dacă te uiți la el, cel puțin în partea din spate. Partea din față are tratament oleofobic, nu atrage atât de repede amprentele, clar. Însă partea din spate, da, oricum eu îl țin într-o husă, însă pentru acest clip am ales să nu folosesc husa. Bun, deci am ales OnePlus 6. În primul rând, prețul raportat la specificații tehnice, putere și așa mai departe. Telefonul, am spus, se mișcă incredibil. Nu am nevoie de nimic mai mult. Nu cred că sunt telefoane mai rapide față de acesta la ora actuală. Sau dacă sunt, nu vei simți diferența. Haideți să vă arăt senzorul de amprente de rapidie, absolut incredibil. Hai să-l țin așa, să vedeți voi mai bine. Doar un pic ciupesc și se deblochează. La fel și Face ID-ul. Deci, practic, apăs butonul și în același timp telefonul se și deblochează prin Face ID. Și să nu credeți că nu am setat această opțiune. Iată. Și mă uit la el. S-a deblocat. Poate fi deblocat și prin dublă atingere, dar apoi trebuie să introduci pinul. La capitolul ăsta este absolut incredibil. Mi-a plăcut apoi că am jack audio, un aspect foarte important pentru mine. Și notch-ul, ați văzut că îl țin dezactivat. Și îl țin dezactivat, îmi place că atunci când îl dezactivez,
zona aceasta de notificări, ora și bateria rămân acolo, nu cad în jos, gata, deci practic nu sunt diferențe. Și nu mai folosesc tastele integrate în sistemul de operare, acelea de la bază. M-am obișnuit foarte mult, folosesc gesturile inteligente. Așa închid aplicațiile, mă uit cele care sunt deschise, revin la pagina anterioară. Haideți să vedem și în AnTuTu. Vreau să vă arăt că un telefon care costă 2200 de lei scoate aproape 300 de mii în AnTuTu și are 6 GB de RAM Snapdragon 845, modelul pe care îl vedeți, și este pe locul 3. Așa mi arată mie acum AnTuTu. Apoi unii ar spune, bine frate, ăsta e 2200, dar pe ăla 2 ai 2400 pentru că ai camere super șmechere. Nu-mi trebuie cameră super șmecheră dacă vreau să fac poze, folosesc așa ceva. Și cred că va mai trece timp până un telefon cu Android sau cu ce vreți voi va reuși să facă poze mai bune decât un DSLR. Deci, cu 2200 de lei, diferența dintre OnePlus 6 și restul telefoanelor care se laudă că stau foarte bine la capitolul foto, îmi iau un DSLR și am rezolvat problema, dacă chiar ai nevoie de poze super șmechere sau filmări. Am pus pe canalul de YouTube o filmare ziua pe care am făcut-o cu acest telefon și puteți vedea și voi că nu dezamăgește. Clar, este mai slabă camera decât a lui Huawei Mate 20 Pro, mă rog, cele două camere, însă revenim iar la DSLR și încheiem capitolul cameră. Video. Foto. La capitolul foto nu m-a dezamăgit deloc, face poze foarte bune, chiar foarte bune și noaptea și ziua. Nu-mi place, haideți să vă zic, meniul. Nu prea ai cu ce să te joci, nu prea îți oferă multe opțiuni. Iată poze făcute noaptea, când ningea afară. Deci sunt făcute noaptea, mă rog, dimineața pe la 6-7. Deci sunt poze chiar bune și noaptea. La capitolul audio, da, este mai slab aici față de telefoanele mai scumpe, însă nu neapărat, nu se aude mai încet, are bas, are înalte. Cred că toată problema, cred că difuzorul duce, cred că toată problema ar fi cu un update de soft. Eu acum am rulez un Android Pie cu versiunea beta 0.7, aștept versiunea finală. Și cred că multe s-ar rezolva cu un update de soft. Apropo de legat de sistemul de operare, vedeți, probabil unii dintre voi ați râs, da frate, dar ți-ai pus tot iconițele de la Samsung, da, aici este o problemă, sistemul de operare nu-mi place, practic dacă intru în setări nu am cu ce să mă joc, mie îmi place să fie mai bogat când vorbim despre telefoanele scumpe și cele de top, aici se simte un pic de diferență. Ai cu ce să te joci, nu te plictisești, când n-ai ce face, te arunci în pași, începi și butonezi și poate mai descoperi ceva. Aici nu prea sunt. Butoanele și gesturi, bateria, stocarea, conturi, deci nu avem afișajul și cam atât. Calibrare ecran, implicit și cam atât. Nu ai cu ce să te joci, funcție de îmbunătățire video, care a apărut acum după acest update. Apropo de display, acest Super AMOLED, AMOLED optic de 6,3 inch sau 6,28 inch, să nu mai mi-aud voci, are o luminozitate fantastică, se vede foarte bine în exterior, acum este setat la maxim, se vede foarte bine în exterior, răspunde la comenzi foarte bine, degetele, chiar mă enervez câteodată, degetele alunecă atunci când vreau să scriu și alunecă degetele foarte mult pe această tastatură, pe acest display, este foarte alunecos, cred că s-a rezolvat cu folie, dar nu suport foliile și din acest motiv, atunci când scriu un cuvânt, greșesc de cele mai multe ori.
Telefonul este rachetă. Totul se deschide, totul pornește fără absolut nicio problemă. Pot să-l compar cu laptopul meu, un i5 cu 8 GB de RAM, fără nicio exagerare la capitolul viteze. Doar viteză, nu vreau să spun și procesare video și, mă rog, sunt bariere. Însă, ați prins ideea. Pe Facebook, la fel, se încarcă rapid. În moment ce a început să încarce, totul este lin. Și sistemul de operare este foarte bine pus la punct, însă, repet, fără prea multe setări, fără artificii. Nu ai cu ce să te joci. Eu recomand acest telefon celor care nu au buget mare și celor care vor un telefon super performant, cu performanțe de top, la un preț, la jumătate de preț față de telefoanele flagship produse de către Samsung, Huawei sau LG. Nu cred că are de ce să-ți fie rușine cu un OnePlus în buzunar. Haide, mă învăț mai greu, am spus că nu sunt 100% învățat cu gesturile astea inteligente. Îl recomand pentru 2200 de lei sau cât, la cât îl găsiți voi, cel cu 6 GB de RAM, cred că cel cu 8 GB de RAM zboară, între ghilimele, și mai bine prin meniuri. Îl recomand. Mai puțin am observat, bateria nu este la fel de bună și îl compar aici cu al meu S8 Plus, fostul meu telefon S8 Plus. Bine, acela avea bateria un pic mai mare, însă la ăsta te cam uiți aici la baterie și dacă te apuci și stai pe Netflix sau pe video sau chiar și pe Facebook sau și te joci, vezi cu ochii cum se duce bateria. Și ca o încheiere, nu aveți de ce să vă feriți, să vă fie frică de OnePlus 6. Recunosc că este prima oară când pun mâna pe un OnePlus. Nu am testat niciun 2, 3, 4, 5, 5T, 3T. Nu am avut ca telefoane personale. M-a impresionat plăcut. 2200 de lei. Eu l-am luat din România. N-am vrut să mă complic cu să-l iau de pe site oficial. Nici nu știu dacă l-aș fi luat mai ieftin. L-am luat din România. L-am luat, nu am stat o săptămână sau două, am garanție de la magazinul de unde l-am cumpărat și cu asta basta. Este un telefon care merită atenție. L-am de o lună, rămâne să văd, nu știu cât de fiabil este în timp, dacă la o simplă atingere sau dacă l-aș scăpa pe jos un pic mai tare, dacă e fragil, dacă vor apărea probleme, mufele, cât de rezistente sunt, butoanele, dacă o să înceapă să aibă joc pe aici, rămâne de văzut. Personal nu cred. Se prezintă un telefon destul de solid, bine închegat și bine făcut. Chiar l-am lăudat destul în acest clip, însă raportul specificații tehnice preț este unul incredibil de bun pentru acest OnePlus 6. Și dacă aveți bani, repet, și vreți să luați un telefon de top care să nu vă dezamăgească la niciun capitol, să spunem peste 2000 de lei, vă puteți uita și la acesta.